Priviți aceste specimene, ca să nu le spun altfel, cum își bat joc de câini. Din păcate, unii câini mai sunt vânduți astăzi în România anului 2022 pe asfalt în cuști de niște indivizi. Acest caz, deși nu e singular, se întâmplă în Deta, în Timiș, deci puteți trimite sesizări la poliția din Timiș pentru a interveni în baza legii 205. Și pentru a descuraja această tortură și înșelăciune, e important să trimiteți mesajul tuturor să nu cumpere de la astfel de samsar, ci doar de la crescători autorizați. Share!